Vă invit cu respect să ne ridicăm cu toți în picioare, dragii mei. Deschidem Sfântul Cuvânt la Cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Citim versetul 19, 20 și 21, pagina Scripturii 1161. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 19. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Iubiți oameni al lui Dumnezeu, scumpă biserică, vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus în această dimineață și ne bucurăm că împreună cu dumneavoastră suntem prezenți la această frumoasă părtășie. Mă bucur că împreună cu soția mea Diana suntem împreună cu dumneavoastră, însoțiți în această dimineață de familia Avram, tot de la Chicine, fratele Sandu cu sora Mariana, care au venit împreună cu noi, expatrioți ai noștri, fratele Vasilică Hozan cu sora Mihaela, care am văzut în sală, și cei care au fost împreună cu noi la nunta de ieri. Ne bucurăm că suntem împreună cu dumneavoastră, dorim Domnul să vă binecuvânteze. Din partea bisericii în Chiciner, vă aducem salutul bisericii, psalmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului. Fratele păstor Nelu spunea că este veșnic soare la Arizona, dar cred că uneori mai plouă și pe la Arizona. Uneori mai vin și zile grele și pentru acele zile grele și nu numai, să vă asculte Domnul oricând vă rugați și Dumnezeu să vă dea multă biruință și binecuvântare. Iubiții mei, aș pune o întrebare acum la început, o întrebare biblică care Apostolul Pavel o spunea unui dregător pe nume Agripa. Crezi tu în proroci? V-aș pune o întrebare, iubită biserică penticostală, mai credeți în proroci? Mai credeți în cuvântul lui Dumnezeu de prorocie al Duhului Sfânt care încă vorbește, încă lucrează, încă dă călăuzire și lumină? Mai crezi tu în proroci? Întrebam pe fratele păstor Nelu, căruia îi mulțumim că ne-a îngăduit să fim împreună cu dumneavoastră, ne-am întâlnit la convenție și ne-a făcut o călduroasă invitație la propriu și la figurat, am văzut acum, să fim împreună cu dumneavoastră la această părtășie. Și îmi zicea dumnealui că este pregătit textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, despre lucrarea profetică cu pregătire după aceste versete scurte, dar foarte puternice. Aș pune o întrebare, mai credem noi că Dumnezeu vorbește? Ca și frați penticostali, avem această, dacă veți, nu tradiție, dar credință că Dumnezeul nostru încă vorbește prin Duhul Sfânt. În același timp, de-a lungul anilor, s-au făcut niște greșeli chiar mari uneori, care au ridicat mari semne de întrebare. Dacă cu adevărat Dumnezeu încă mai vorbește? Sau, sigur, Dumnezeu poate vorbi, dar mai este curată lucrarea Domnului precum poate era odinioară? Și aceste întrebări duc la o nevoie de a răspunde biblic la aceste provocări ca să înțelegem cum să evaluăm lucrarea profetică. Mai mult, e necesar ca și biserica să fie educată, să știm cum să înțelegem un mesaj profetic, cum să-l judecăm atunci când vine, ca să rămânem liniștiți cu faptul că Dumnezeu a vorbit, dacă a vorbit Domnul, și apoi să punem în practică ceea ce Dumnezeu ne cere. Acestea sunt necesare, pentru că mai este un nivel de discrepanță. Când vine un mesaj profetic, în special din prisma noastră tradițională, se pune o întrebare. Oare avem voie să judecăm lucrarea? Unii spun, ferească Dumnezeu, asta e hula împotriva Duhului Sfânt, nici nu-i voie să pui o întrebare vis-a-vis de proroc, vis-a-vis de prorocie. Și se pune o întrebare, oare așa este biblic? În același timp, dacă Dumnezeu ne-a vorbit, cum facem cu acest cuvânt? Și dacă Dumnezeu n-a vorbit, cum le evaluăm? Sigur, asta ar însemna un studiu extrem de complex și larg. În această dimineață, mi-aș dori cu ajutorul Duhului Sfânt să mă rezum la câteva principii necesare ca să fim pregătiți ca și frați surori să înțelegem, să discernem și să putem să ne bucurăm de lucrarea lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre aspecte care au întristat inimile noastre, gândiți-vă doar la vremea aceasta de pandemie care am sperat că a trecut, măcar că se vede că șerea face prezența simțită într-o oarecare măsură. În timpul acesta au fost nenumărate mesaje care au fost trimise. Mesaje primite pe WhatsApp, pe Facebook postate, trimise din coace încolo pe multe grupuri de rugăciune și fiecare le-a primit de la cei care au fost în jurul lor. Fel de fel de mesaje care au zis că sunt din partea lui Dumnezeu, dar care aveau multe semne de îndoială dacă sunt autentice. Unii au citat, ai văzut că Dumnezeu nu mai vorbește? Ăștia-s proroci, astea-s prorocii? Mi-aduc aminte că în anul 2020, când eram de aveam plenul pandemiei, apare un mesaj trimis prin conjurul lumii.
în data cu tare, între ora cu tare și ora cu tare, nimeni să nu iasă afară din casă. Solul morții va trece și vor cădea trupuri, capete peste tot în care vor fi oamenii afară. Trebuie să stați în casă. O venit ora, ziua, a trecut și ziua, săptămâna, a trecut și anul și 2-3 ani atunci, nu muri nici capete, nici trupe, nu muri nimeni. Cum îi vorbește Domnul? Să vorbește Domnul. Pentru că unii spune, ai văzut? Astea sunt numai fabule inventate care duc mai departe să propage un mit tradițional penticostal. Asta n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Și pe baza unor astfel de lucruri triste care unii le-au fabricat, începem să umbrim adevărata frumoasă lucrare a lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că Dumnezeu încă mai vorbește și încă mai lasă mesaj din partea Lui. Dați-mi voi să vă dau exemple frumoase a faptului că Dumnezeu încă mai vorbește. În anul 2017, începând de undeva cu mai mulți ani mai devreme, am început să am o problemă, un disconfort în abdomen. M-am dus la doctor, m-au testat, m-au verificat, n-au știut ce este. Ulterior m-am dus încă o dată înapoi și au spus, credem că este o hernie care vine și pleacă. Și hernia aceasta va trebui operată. Am fost trimis la un chirurg de specialitate, m-a evaluat și dumnealui și a spus, auzi, trebuie să te operăm, auzi să știi ceva. Hernia nu se vindecă, asta numai se operează. Așa că până o să ai 7-6 de ani, garantat, am să te operez în ambele părți. Asta e clar. Când ai timp, vii la operație și facem operația. Nu i-am spus că eu cred în vindecare sau în Dumnezeu, sau era doar o discuție medicală. El îmi spune că asta nu se vindecă. Mă duc acasă, vorbim împreună cu soția, spune, du-te și pe operație, că ar fi bine să te scapi de problema aceasta. În special la stăruințe era cel mai greu. Facem și noi mult stăruințe, ne bucurăm de botez cu Duhul Sfânt, de har, ne bucurăm că Dumnezeu încă mai lucrează, mărit să fie numele Domnului. Dar acele momente dificile de rugăciune, de forță mai mare, simțeam totdeauna acest disconfort. În schimb, mama mea pleacă până în România și fiind cu niște frați la rugăciune, pune o cauză înainte lui Dumnezeu pentru un frate să ne rugăm din Canada, atât o zis. N-o zis detalii, n-o zis cine este, numai un frate din Canada. Când este timpul de rugăciune, un frate are o descoperire și spune mamei mele astfel, auzi, l-am văzut pe fratele ăsta undeva așa la 1,60 și ceva, exact cât am eu scris în buletin, dacă vreți, în driver's license, 1,68. Așa m-a făcut Dumnezeu, mai micuț așa mi s-a dat. Zice, l-am văzut un pic mai plinuț așa, cum și sunt de altfel, vreau să fiu masuplă, dar nu mi se dă. Așa l-am văzut în vedenie și era în față a două drumuri. Un drum avea să urce pe culmi și un drum cobora în jos. Am înțeles că dacă va alege să meargă pe drumul care coboară în jos, va fi un drum lung de suferință. Dacă poate crede că Dumnezeu poate interveni, va urca pe culmi și va vedea lucrarea lui Dumnezeu. Și am mai înțeles ceva, el încă nu-i decis ce să facă, dar parcă este împins de la spate să meargă pe drumul care coboară în jos. El trebuie să decidă, atât a fost din partea Domnului. Asta a fost luni, a venit mesajul, eu vineri aveam operația. În baza acestui mesaj am crezut că Dumnezeu poate să dea vindecare. Am sunat la chirurg și am spus, nu mai vin la operație. De ce? Nu mai vin acum, o lăsăm așa. În ziua de vineri, cum se întâmplă de obicei, a fost cel mai rău. Atunci a fost cel mai rău. Mă durea și când stăteam jos și când stăteam sus, am zis, aici clar e ceva. Dar m-am împotrivit, am zis, dacă Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu împlinește. O mai trecut câteva zile, nu știu cât, dragii mei, nu mi-aduc aminte exact cât. Mi-aduc aminte doar că într-o zi m-am trezit oarecum că nu mai doare deloc. Nu mai am nicio problemă. Și de atunci au trecut încă câțiva ani buni și de stăruință și am mutat casa și câte altele. Și din ziua aceea n-am mai avut absolut nimic, dragii mei. Ca aș spune eu după Sfânta Scriptură, căci gura Domnului a vorbit, mărit să fie numele Domnului. Dragii mei, Dumnezeu încă mai vorbește prin Duhul Sfânt. Încă mai are oameni care folosește Dumnezeu și ne bucurăm de aceste mesaje deosebite care vin din partea Duhului Sfânt. Fratele Moloce de la Calafindești zicea dumnealui că a fost sunat de un om care așa mai obraznic a vrut să-l ispitească. Frate Moloce, cum e cu situația asta? Păi dacă e în biserică așa îi face, nu? Exact așa îi face. Și oarecum îl presa, era pus pe speaker și fratele și-a dat seama de aceasta. La care zice el, așa mai hazliu de felul lui, auzi tu, dragă. Eu mă scol dimineața și mă duc afară în grădină. Acolo în răcoarea de afară și în roua dimineții vorbesc cu Dumnezeu. Și îmi vine Duhul Sfânt și spune așa, Vasile, du-te și îmbracă-te, ieși la poartă. Azi la ora cu tare va trece un om prin fața poartei tale, porții tale. Spune așa, vreau să mă duc împreună cu tine unde mergi și tu. Vei intra în mașină cu el, vei merge împreună cu el până în localitatea cu tale, vei ieși afară, vei intra în spitalul care va fi acolo. Când vei intra la spital, în camera cu tare, în patul cu tare, este un bolnav. Roagă-te că vreau să-i dau vindecare. Ies afară, mă duc la poartă, e exact omul care îmi spune Duhul Sfânt trece prin fața casei.
Bună ziua, bună ziua, pot să vin cu dumneavoastră? Sigur, hai cu mine, neamoloce. Intră în mașină, exact în localitatea ce ajunge. Iese afară din mașină, exact la spital, intră înăuntru, salonul cu tare, camera cu tare, patul cu tare. Se roagă și Dumnezeu vindecă bolnavul. Zice el, în ziua când îmi va vorbi Duhul Sfânt să fac ce îmi spui tu, o-i face. Pacea Domnului, cine e telefonul? Dragii mei, Dumnezeu încă vorbește prin Duhul Sfânt. Dumnezeu încă dă mesaje, încă lasă har. Problema se pune că nu suntem pregătiți, educați, ca și biserică, să disecăm aceste mesaje, să facem diferența între ce este a Domnului și nu este a Domnului și că de multe ori ne încurcăm din cauza acestor lucruri și din cauza unor greșeli făcute, aruncăm totul afară și spunem, nu mai vorbește Domnul și pierdem cele mai minunate lucrări care Dumnezeu vrea să le facă. În această dimineață am vrea să vorbim, dragii mei, despre învățătură cu privire la lucrarea profetică. Câteva elemente care să le învățăm împreună. Începem de la acest pasaj și trecem prin alte texte care ne vor ajuta să învățăm cum lucrează lucrarea profetică. În primul rând, dragii mei, observați sfatul apostolic cu privire la lucrarea profetică. În primul rând, nu stingeți Duhul. Apostolul Pavel s-a temut de această problemă, observând că era un curent de atunci în biserică să se stingă lucrarea Duhului Sfânt. Cuvântul stingeți înseamnă a opri, a potoli sau a înnăbuși, a stăvili, a răci ceva. Adică apostolul Pavel spune, nu înnăbușiți, don't smother the work of the Holy Spirit. Uneori așa avem impresia noi că dacă ne punem noi să fim mai pregătiți, mai atenți, cumva vom sta mai bine. Și noi prin aceasta înnăbușim lucrarea Duhului Sfânt. Riscul major e să sufocăm, dacă vreți, lucrarea Duhului Sfânt prin frica noastră ca nu cumva se facă o greșeală. La noi în biserică mai bine nu. Eu personal, în familia mea, mai bine nu vreau să cred decât să mă înșel. Și atunci înnăbușim, sufocăm această lucrare. Apostolul Pavel continuă spunând, nu disprețuiți prorociile. Una, putem să sufocăm lucrarea, dar doi, putem să disprețuim și lucrarea în special a prorociei. Și ideea de dispreț înseamnă a reduce la zero, a privi cu dispreț, a desconsidera. Adică privim la prorocie ca la ceva ce este neimportant. Auzi, frate, a fost o lucrare la noi în biserică. Lasă-mă cu din astea. Am auzit de multe ori așa prorocie. Astea sunt generalități care tu le prorocesc ăștia. Dar au vorbit Domnul, au fost detalii concrete. Lasă-mă cu din astea, că eu nu cred așa ceva. Și de multe ori se întâmplă că disprețuim, reducem la zero lucrarea lui Dumnezeu. Țineți cont de ceva. Ce insinuăm noi când spunem că Duhul Sfânt vorbește? Noi insinuăm că, de fapt, Dumnezeu din cer și-a făcut timp să ne trimită nou un mesaj aici pe pământ. Și Duhul Sfânt, care cercetează tainele adânci al lui Dumnezeu, de acolo din izvorul divin, a scos o descoperire și a dus-o nouă în biserică. Când noi desconsiderăm lucrarea profetică, asta facem, spunem, Doamne, aceste lucruri n-avem nevoie de ele și asta e periculos. Dar apostolul Pavel merge un pas mai departe. Îi nevoie de prorocie, ne bucurăm de ea în biserică, avem nevoie să fie promovată și lucrarea acceptată, dar nu tot ce zboară se și mănâncă, spune apostolul Pavel într-un grai mai românesc. În versetul 20, ci 21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Atunci când apare o lucrare, noi trebuie, unu, să cercetăm, adică a supune la test să vedem dacă este real sau aprobat, a compara ce ni se dă cu ceea ce este un standard obiectiv și în același timp să păstrăm, să reținem ceea ce este bun. Toată discuția noastră se învârte în jurul acestor două principii. În primul rând, a nu disprețui lucrarea și în al doilea rând, a cerceta dacă este de la Dumnezeu. Acum, ca să putem înțelege cum lucrează acestea împreună, haideți să observăm de unde vine lucrarea profetică. Sunt trei surse care pot inspira o prorocie, o lucrare care vine în adunare. Și vrem să le observăm împreună pe scurt. În primul rând, poate veni de la Dumnezeu. Doi, poate veni din Duhul omului, din îndrăzneală. Și trei, poate veni de la Satana. Astea-s prorocii mincinoase. Le observăm pe scurt împreună. În primul rând, Dumnezeu poate să trimită mesaje profetice. Numeri, capitolul 12, cu versetul 6, Sfânta Scriptură spune în felul acesta. Și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Care este sursa?
Dumnezeu. Dumnezeu va trimite prorocului un mesaj, o descoperire, care va fi transmisă mai departe poporului. Dumnezeu poate să trimită mesaje exacte profetice. Mai mult aș spune, dragii mei, că aceste mesaje trebuie să fie exacte și fără loc de interpretare. Așa ne dorim să fie cuvântul lui Dumnezeu. Observați când vine Agab și spune prorocia lui că va veni o foamete foarte mare. Acea prorocie a fost exactă și exact așa a fost. Îi spune apostolului Pavel, așa vor lega iudeii pe omul la cui este acest brâu. Așa a fost? Exact așa a fost. Lucrarea Domnului izvorâtă din Dumnezeu trebuie să fie precisă, exactă și fără loc de interpretare. Fac aici o remarcă în schimb. Să știți că prorocul prorocește după măsura credinței lui. Și aici va trebui să fim foarte atenți. Pentru că noi uneori auzim anumite lucrări, după care noi spunem, asta nu cred că e de la Dumnezeu, asta a fost prea generală. Ascultați ce spune Roman 12 cu versetul 6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Adică, dragii mei, și prorocul are o măsură de credință. Noi gândim așa, păi noi în adunare ne diferențiem. Mă uit la fratele cu tare, bă, ăsta e tare ca un munte care nu se mută acolo. O trecut prin greutăți, prin cancer. Domnul e cu noi, măriți să fie Domnul. Cum de așa de stabil, mă? Pe mine mă doare măseaua și o iau la vale. Vai de noi, ne-o părăsit Dumnezeu. Eu sunt mai slab, fratele e mai tare. Bun, deci în aspectul personal ne putem diferenția în măsură de credință, dar în lucrarea profetică asta nu se permite. Păi Biblia spune că prorocul merge după măsura credinței lui. Dați-mi voie să vă dau două exemple, ca să observați cum lucrează. Fratele Liviu Jeniuc, un om deosebit al lui Dumnezeu și un proroc bun al lui Dumnezeu, era împreună cu fratele Mitica Franciuc și fostul păstor de la Kitchener, fratele Cornel Bârsan. Erau plecați împreună la Biserica Betel de la Arad, la un timp de stăruință și rugăciune. În timp ce erau acolo, sora dragă, soția fratelui Liviu, îl sună pe fratele Cornel Bârsan. Te rog, fă ce poți, ia-l pe Liviu și veniți acasă de grabă. Băiatul nostru, Andrei, a avut un accident. L-a lovit o mașină, a lovit cu capul de bordură și este în spital în stare critică. Te rog frumos, veniți acasă. Dar îți mai cer ceva. Nu-i spune lui Liviu că nu vreau să se sperie, dar vă rog să vă grăbiți. Zis și făcut, opresc rugăciunea, fără detalii, drumul lung, frații de se plece acasă și pornesc la drum. Pe drum, fratele Cornel spune așa, erau numai mașină, fratele Cornel, fratele Liviu, fratele Mitică, mai un frate împreună cu ei. Hai să facem o rugăciune pentru un prieten de al nostru. Un băiatul are o nevoie, băiatul lui, și trebuie să ne rugăm pentru el. Hai să ne rugăm. Și intră în rugăciune împreună. În timp ce se roagă, fratele Liviu primește o lucrare. După ce opresc rugăciunea, spune, am văzut pe copilul acesta ca un mielușel în mâinile Domnului. Totul va fi bine, nu se va întâmpla niciun rău. Continuă mai departe drumul lor și zice fratele Cornel, hai să mai facem încă o rugăciune. Se roagă încă o dată și în timp ce se roagă, Liviu îi oprește din rugăciune. Opriți-vă, opriți-vă, măi. De ce nu mi-a spus? Ăsta e Andrei, băiatul meu. Dumnezeu i-a descoperit exact cine era persoana. Asta e o măsură de credință foarte mare, un om care lucrează la un potențial mult mai tare. Mai gândiți-vă, dragii mei, avem aparate care sunt făcute pentru un voltaj foarte mare și aparate care lucrează în voltaj mult mai mic. Dacă ai pus un aparat micuț la un voltaj mare, le arzi pe loc. Dacă pui un aparat cu un voltaj mare la o sursă mică de curent, nu merge, pentru că fiecare e făcut după măsura care a fost acordată. Vă dau un alt exemplu. Eram la o întâlnire cu vasele de lucru din biserica noastră. Noi facem întâlniri regulate cu vasele de lucru, ne rugăm împreună, discutăm din Scriptură ca să învățăm cum lucrează lucrarea profetică după Sfintele Scripturi. Aici este standardul nostru, dragii mei. Nu cultura noastră, nu ideile noastre, cuvântul ne învață, mărit să fie Domnul. Pavel spunea să nu treceți peste ce este... Ăsta e standardul. Ce este scris pentru noi, dragii mei. Și fim împreună cu vasele la oaltă, vorbesc cu fratele Vasile Hozan, premergător. Vroiam să facem niște ordinări. Mă gândeam, aveam din partea lui acest îndemn, aveam o confirmare. Și zic fraților care au împreună cu noi, vrem să facem o rugăciune. Ca și biserică avem o cauză. N-am spus nimic mai mult. Ne rugăm împreună. Un băiat tânăr care a început să-l folosească, Domnul spune așa, am primit de la Domnul o descoperire. Am văzut cum erau ca niște piese de puzzle care vroiați să le puneți și Domnul spunea că El le va pune într-o ordine anume. Atât am primit. Acum cineva spune, a ce lucrare și asta?
E lucrarea de la Domnul. Confirmare dacă niște piese trebuie puse în ordine, dar Dumnezeu stabilește ordinea. Și exact așa s-a întâmplat. Ce aveam noi în plan a fost completat de Dumnezeu și Dumnezeu a adăugat încă alte persoane la slujba de ordinare. Dragii mei, Dumnezeu vorbește, dar după măsura credinței prorocului. Dacă este mai versat, zice noi, mai stabil, mai ancorat și după măsura harului, Dumnezeu îl poate folosi la un potențial mai mare și altul poate merge la un potențial mai mic. Tot Dumnezeu, în schimb, vorbește, lăudat să fie Domnul. A doua sursă poate să fie din Duhul omului. Întoarceți împreună cu mine în Deuteronom, în capitolul 18, în versetul 20, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Deuteronom 18, versetul 20. Dar prorocul care va avea îndrăzneală să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Prorocul acesta pretinde că Dumnezeu i-a dat descoperiri, dar nu Dumnezeu i-a dat. El vorbește din îndrăzneală. Într-o biserică, unul se scoală. Trebuie să opriți o lucrare care se face. De ce? Domnul spune că aici trebuie dat la o parte vițelul de aur care a fost pus și Domnul zice că dacă și Domnul zice și Domnul zice. Nu zicea Domnul, era el. Dintr-un apetit și o dorință să fie văzut și el în adunare, a început să dea Domnul la prorocie. Evident că ce spunea nu s-a împlinit și n-a dat nici mai departe rezultat, pentru că nu vorbea Domnul. Când e vorba de prorocii din îndrăzneală, aici omul inventează anumite lucruri și le prezinte adunării în numele lui Dumnezeu. Dovada este că nu se va împlini, că nu dă exact cum se întâmplă, pentru că nu vorbește Domnul. Dumnezeu spune să n-ai frică de un astfel de om, pentru că nu eu vorbesc. Ba încă trebuia omorât cu pietre, au pedeapsă foarte mare, să îndrăznești să vorbești în numele lui Dumnezeu. Ba gândiți-vă că până la ora actuală încă se zice că America este supraputerea lumii. Dacă ar fi un om să plece de aici, din biserica dumneavoastră, să meargă într-o altă țară, să spună, eu sunt ambasadorul Americii și să se prezinte ca atare la un consulat, vă întreb ce s-ar întâmpla când se dovedește că nu este așa. Mă gândesc că repercusiuni foarte mari. Cum îndrăznești să te prezinți în numele autorității țării din care vii, când tu de fapt nu ești? Ei, dragii mei, un astfel de om n-are voie să deschidă gura în adunare, pentru că dacă nu-i de la Dumnezeu, tăcem, nu zicem absolut nimic. Așa este standardul Scripturii. Dar apare o întrebare. Totuși, este omul acesta un proroc mincinos sau nu? Și aici un pic e confuză treaba, pentru că spune proroc mincinos, prorocie mincinoasă. Nu chiar e prorocie mincinoasă. Adică, sigur, prin definiție e o prorocie mincinoasă că nu e de la Domnul. Dar prorocul mincinos, prin definiția biblică, este ceva complet diferit. Și asta e al treilea nivel. Sursa poate să fie și diavolul. Și aici avem cu adevărat un proroc mincinos. Observați în Deuteronom, în capitolul 13, cu primele versete. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând, haide-mi după alți dumnezei, dumnezei pe care tu nu-i cunoști, să le slujim, să n-asculți de cuvintele acelui proroc sau visător, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Versetul 5. Prorocul sau visătorul acela de vise se va vedea cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru care v-a scos din țara Egiptului. Ăsta este prorocul mincinos. Adică unul care îți prevestește ceva, se întâmplă exact cum ți-a spus, dar în sursa lui te cheamă la păcat. Ăsta e proroc mincinos. Din îndrăzneală e unul care îndrăznește să vorbească și nu vorbește Domnul. Spunea bine fratele păstor Dragoș Croitoru, că uneori așa, câte unul îndrăznește, poporile sunt aici, eu te iubesc, eu te ascult, eu îți dau izbăvire, eu mi-am dat viața pentru tine, amin. Noi spunem, mă, măriți fie Domnului Domnul. Da, zicea fratele Dragoș, auzi, mai bine predic eu de la amvon decât predici tu de pe genunchi. Lasă că predic eu. Nu crede că dacă tu vii cu pseudo-ndemnuri în prorocie, a ajuns biserica. Dacă n-a vorbit Domnul, să nu vorbească omul. Când Domnul vorbește, lăsăm să vorbească Domnul, Doamne, așa la aceasta. Dar, dragii mei, când e vorba de un proroc mincinos, ăsta e un om care îți spune detalii concrete, care se împlinesc ca semne, dar care în substrat te cheamă la păcat. Ăsta e un proroc mincinos. Fratele păstor Vasile Hozan spunea bine, să vă ferească Dumnezeu să întâlniți un proroc mincinos. Vă dau un exemplu.
Un om care Dumnezeu l-a folosit într-un mod excepțional, cu un voltaj mare, am zice noi prin analogie. Un om prin care Dumnezeu a făcut lucrări deosebite. A căzut în păcat și un păcat grosolan de curvie anormală. E omul acesta a continuat să prorocească. Pe baza fondului faptului că era cunoscut ca un proroc bun, oamenii au crezut că încă vorbea Dumnezeu. Și observați cum manifesta el lucrarea. Îți spunea cine ești, cum te chemi, de unde vii, câți ani ai, toate astea ți le spunea fără să te fi văzut vreodată. După care, când îți câștiga încrederea, te chema la păcat. A distrus familii și a trăit în adulter cu oameni din cauza păcatului său. Uitați cum lucra lucrarea. Un grup de frați merg împreună la rugăciune, neștiind ce se întâmplă. Și omul acesta îi prorocește în versuri unia dintre ei. De pe muntele Carmel se coboară butucel, iar un glas ne strigă acum, haide vino, Avacum. Omul ăsta îl chema Avacum Butucel. De Butucel știau toți, dar Avacum nimeni nu-l cunoștea. Zice, noi așa că îl chema Ghiță, frații spuneau Ghiță. Dar în buletin scria Avacum Butucel. Când s-a terminat prorocia și rugăciunea, omul spune, uite aici buletinul meu, Avacum Butucel, excepțional. Nu l-a văzut niciodată, nu-l cunoștea și a spus exact cum îl cheamă. Aici se întâmplă că uneori nouă ne place foarte mult științifico-fantasticul. Dragii mei, frați penticostali, fiți foarte atent la senzațional, pentru că suntem așa de atrași de lucrări, de minuni, de lucruri senzaționale. Nu tot senzaționalul este și de la Dumnezeu. Lucrarea Domnului poate fi senzațională în sensul că este cu mare putere, dar să știți că și diavolul poate să facă anumite minuni. De aceea ni se spune că atunci când va veni Anticristul, se va arăta prin semne și minuni și prin înșelăciunea Satanei, dragii mei, puterea înșelăciunii Satanei. Observați, mare atenție la senzațional. Cineva spunea, frate, dar mi-a prorocit că am mâncat sarmale. Și un alt frate spunea, mă, și dracu, nu știi că ai mâncat sarmale? Ce mare minuni, ți-a spus că ai mâncat sarmale. Ei, dragii mei, fiți foarte atenți la sursa de unde vine lucrarea. Aici intervine darul descoperirii duhurilor. Îmi doresc din toată inima în Biserica Maranata, în Biserica din Kitchener și pretutindeni să mai lase Dumnezeu acest dar binecuvântat. E nevoie de el, dragii mei, într-o vreme de multă confuzie, de multe probleme, Dumnezeu să mai lase daruri concrete din partea Duhului Sfânt. Acum, ca să nu ne încurcăm la aceste surse, știți ce trebuie noi să cunoaștem foarte bine? Cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 4, versetul 11. Și El a dat, Domnul Hristos a dat, pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători. De ce i-a dat, dragii mei? Ca să-i ordinăm noi acolo, să fie mai, iertați-mi expresia, mai șmecheri ca alții că stau la amvon, să își ia cinstea aceasta. De ce i-a dat Dumnezeu? Ca să ajute biserica să ajungă la un standard de maturitate prin învățătura cuvântului, ca să nu fie târât și duș încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Aici e problema. Frate, mi-a prorocit, dar mi-a spus detalii. Dacă în substrat nu se luminează cuvântul lui Dumnezeu, n-avem frică, nu-i de la Domnul. Trebuie, dragii mei, să fie la bază întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine, nicio prorocie de la Duhul Sfânt nu va contrazice cuvântul lui Dumnezeu. Nicio prorocie la Domnul nu va încălca cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt nu se contrazice pe sine însuși. De aceea, dragi frați penticostali, înapoi la lege și la mărturie, Dumnezeu să ne ajute să stăm în cuvântul lui Dumnezeu. Acum, sigur, sursele sunt cele trei, dar vreau să vin și la elementele prorociei, pentru că aici apare o problemă. Uite, o prorocit un frate sau o soră și în timpul prorociei s-o necat și o tușit de două ori. Nu-i de la Domnul. Păi de acum, păi Duhul Sfânt nu se încurcă. Auzi, s-o bâlbâit în timpul prorociei. Nu-i de la Domnul, proroc mincinos. Păi Duhul Sfânt nu este clar, dragii mei, nu se încurcă Duhul Sfânt. Și acum vă spun așa, Duhul Sfânt nu se încurcă, că e Duhul Sfânt. Dar omul prin care vine lucrarea se poate încurca? Fac o paralelă. Când predică un păstor la amvon, dumneavoastră aveți un păstor care vă păstorește, un frate care este iubit prin Nord America și România. Acum, dacă fratele Nelu predică de la amvon și se încurcă într-o expresie, face o greșeală într-o referință, vă întreb, n-a vorbit Domnul? Descalificăm predica? Nu, gata, nu e omul lui Dumnezeu. Dar omule, îi omenește să te încurci. Pentru că oricine se poate încurca ca și om. Sigur, suntem oameni, nu suntem îngerași, încă nu avem aripioare, încă suntem aici pe pământ. Și prin urmare ne putem încurca. Acum mă reîntorc. De ce am spune că un vas n-are voie să se încurce niciodată?
Pentru că, dragii mei, nu uitați, când Dumnezeu vorbește, cuvântul trece prin vasul acesta de carne. Aici se poate face o greșeală. Și acum ne reîntoarcem. Ca să nu ne încurcăm în analiza prorociei, va trebui să înțelegem un picuț cum vine o lucrare din partea lui Dumnezeu. Sunt trei elemente importante care vor trebui să fie înțelese. În primul rând, revelația, în al doilea rând, interpretarea și în al treilea rând, dragii mei, redarea prorociei. Când am înțeles acestea, devenim mai echipați ca să înțelegem lucrarea profetică. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 32. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Observați, dragii mei, că aici ni se dă deja o imagine, că atunci când vine o prorocie, o lucrare, Dumnezeu nu vorbește, dacă vreți, literalmente din ceruri, prorocul este posedat și prin gura lui este o voce străină care vine direct din cer. Dacă așa ar fi, atunci n-am mai discutat acest subiect. E clar, când vorbește Dumnezeu, cade în tranșă, se aude vocea divină, ne-a vorbit Domnul. Și când vorbește Dumnezeu, intră prin vasul omului inspirația, interpretarea și apoi redarea o dă vasul. Și aici este problema noastră care noi ne confruntăm. De aceea, dacă auziți o prorocie, dacă este un om din Banat, e în grai din Banat. Dacă e din Moldova, e cu grai moldovenesc. Dacă e din Ardeal, e grai ardelenesc. Dacă e foarte educat, are cuvinte educate. Dacă e mai puțin educat, are cuvinte mai puțin educate. Dacă e femeie, e grai femeiesc. Dacă e bărbat, e grai bărbătesc. Pentru că, dragii mei, observați, lucrarea vine prin vasul care o dă Dumnezeu de inspirația, vasul de dă lucrarea. Și acum haideți împreună să înțelegem cum lucrează aceste trei elemente. Le găsim foarte frumos cuprinse tot în Numeri, în capitolul 12. Vă rog să întoarceți împreună cu mine. V-aș face aici o remarcă, un îndemn frățesc, ca un frate mai mic, iertați-mă îndrăzneala. Veniți la adunare cu Sfânta Scriptură și fiți pregătiți împreună să urmăriți în Biblie. Ca nu cumva după aia să spuneți, a, ne-a învățat fel de fel de învățături. Nu, nu. Vreau să vedeți că ce vorbim noi scrie în Sfânta Scriptură. Ca cei din Bereia, deschideți Scriptura împreună cu noi și urmăriți ca să vedeți, e drept ce spunem sau nu, că totul este în cuvânt. Doamne ajută! Numeri 12 cu versetul 6 încă o dată. Și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Aici vine spre revelație. Revelația vine prin acest element. Aici de bună oară avem o vedenie sau un vis. Mai departe. Nu tot așa este și însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Aici era un caz special. Și mai departe regula. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles. Adică aceste revelații care vin sunt codificate și uneori greu de înțeles. Ele trebuie decodificate ca mai apoi să fie redate. Le observăm împreună. Revelația este sursa de unde vine prorocia. Nu mai revin, că deja am explicat-o. Poate să fie Dumnezeu, poate să fie Duhul omului, poate să fie Duhul celui rău. Dacă e de la Dumnezeu, lăudat să fie Domnul, deja avem o treime din problemă rezolvată. Mai avem încă două treime. Observați, dacă e de la Dumnezeu revelația, n-avem mesajul total, avem de-abia revelația. Ea va trebui să continue în următoarele două nivele. În al doilea rând, avem problema interpretării. Și aici vine partea cea mai delicată. Pentru că mesajul care îl dă Duhul Sfânt este codificat într-un fel. Prorocul va trebui să-l decodifice, aici tot Duhul Sfânt se ocupă, ca să poată să fie redat cuvântul acesta mai departe. Dați-mi voie să vă dau un exemplu concret din Sfânta Scriptură. Ieremia, capitolul 1, cu versetul 11. Domnul mi-a zis, ce vezi, Ieremio? Și eu am răspuns, văd un ce? Un vegheator, ca să scrie în Biblie, da? Negru pe alb, uite acolo pe ecran. Văd un vegheator, dar uitați-vă că în engleză scrie altceva. Ce scrie în engleză? Văd o ramură de migdal. Ba, acum se pune o întrebare. Ce sunt aici? Aici e problemă. Da, stai un picuț. Noi știam că Biblia la fiecare limbă. Cum adică văd un vegheator și el spune că văd de fapt o ramură de migdal? Probabil că ceva s-a încurcat. Dacă mergi în ebraică, în original, scrie literalmente văd o ramură de migdal. Și, dragii mei, în toate versiunile în engleză scrie văd o ramură de migdal. Numai Cornilescu scrie văd un vegheator. Ce se întâmplă aici? Când Dumnezeu comunică cu Ieremia, îi dă un mesaj codificat. Și în imagine, în simbolistica vedeniei, Ieremia vede
o ramură de migdal. Ce însemna ramura de migdal? În înțelegerea culturală ebraică, care el o știa foarte bine, când vedeau când mugurește migdalul, era o prevestire că vara va veni încă o dată, Dumnezeu încă stă pe tron și Dumnezeu coordonează mai departe. Asta însemna, Dumnezeu veghează. Și acum Ieremia, mai bine Cornilescu, interpretează pentru noi foarte corect ca să nu ne încurcăm noi. Că observați acum lingvistica. Ce vezi, Ieremia? Văd o ramură de migdal. Bine ai văzut că eu veghez asupra cuvântului meu ca să împlinesc. Ce are de face una cu alta? Cornilescu înțelege taina aceasta printr-un dar de înțelepciune de la Dumnezeu. Văd un veghetor, a decodificat taina. Dragii mei, revelația e de la Dumnezeu. Mesajul codificat de la Duhul Sfânt. Intră inspirat în vas și vasul acum va trebui să decodifice această taină. Aici se fac cele mai mari greșeli. Dacă se greșește în interpretare, s-ar putea un mesaj bun să fie alterat. Dați-mi voi acum de pe teren, practic, să vă dau un exemplu. Eram împreună la rugăciune cu niște frați, ani mai mulți în urmă. Un frate venit din România, s-a căsătorit în Canada, a avut o viață destul de zbuciumată în tinerețea sa, nepocăit fiind, făcut mai multe prostii. Acum a venit în Canada, s-a pocăit, om cu minte, a făcut o casă de copii, toate erau foarte bune. Până într-o zi, când recordul vieții vechi din România a ajuns până în Canada și drept urmare, canadienii l-au închis în pușcărie. Biserica a pledat pentru el, indiferent care a fost viața lui, s-a pocăit, de la Domnul, acum e cu minte, uite, are business, are casă, are mașină, e om cu minte. Și până s-a rezolvat, a durat un pic de timp. Soția era gravidă, o criză mare peste această familie. În timpul acesta de discuție și de dificultate, la o seară de rugăciune, Duhul Sfânt vorbește în dreptul sorei Ramona. În dreptul soțului tău s-a văzut un ceas de aur și pe ceasul acesta bătea 12 fără 1. Acum, vasul care a primit lucrarea n-a dat o interpretare pentru că n-a primit mai mult de la Dumnezeu. Atât a comunicat direct mesajul neinterpretat. Asta mi-a dat Dumnezeu, ca de obicei. Dar cât înseamnă o zi, o săptămână, o lună, un an? Cum facem noi? Le tot jonglăm noi. V-ați spus, n-am primit. Atât am primit la Dumnezeu, 12 fără 1. Ce înțeleg, timpul e foarte scurt, dar nu înțeleg exact ce înseamnă taina asta. Când iese fratele Florin din pușcărie, sună vasul lucru care a avut lucrarea. Frate, știi cum se interpretează prorocia asta? Cum? În a 12-a lună, fără o zi, a ieșit afară. Era exact ultima zi din noiembrie. Lucrarea era în noiembrie dată. Deci, dragii mei, au fost câteva zile și a ieșit afară. Acum hai să revenim. Dacă prorocul se încumeta și spunea, pa, asta înseamnă o oră, o zi, o săptămână, se încurca? Se încurca. E mesajul bun? De la Dumnezeu. Mai exact ca să nu se putea, dragii mei, în a 12-a lună, fără o zi. Dar n-a venit interpretarea. Aici apare problema. Revelația este sursa. Dacă e Dumnezeu, mărit să fie Domnul, o treime e gata. A doua parte este interpretarea și vasul trebuie să fie echipat. Aici vine măsura de credință. Dați-mi voie să vă dau iar un exemplu, acum fictiv, dar ușor de înțeles. Să spunem că apare o lucrare în dreptul unei familii. Așa îți vorbește Dumnezeu în familie. Ți-am văzut dificultatea, greutatea care te confrunți. Nu trece foarte multă vreme în dreptul sufletului pentru care vă rugați, intervin și va fi o zi de sărbătoare. Amin. Măi, dacă e de la Domnul, și acum presupune că e de la Domnul, slăvit să fie Dumnezeu. Dar, practic, ce înseamnă? E greu de înțeles. Vine un alt vas și aceeași prorocie. Ascultă familie. Copilul al doilea, care este bolnav de rinichi, în 4 zile mă ating de el și dau vindecare, amin. Vă întreb, este aceeași lucrare? E aceeași lucrare. Doar că unul a intrat mai adânc, prin măsura de credință, și unul a rămas mai sus, pentru că n-a avut aceeași măsură de credință. Aici vine aspectul de interpretare și aici vine o finețe deosebită a prorocului. Ca în ultima parte să apară redarea mesajului profetic. Este revelația, interpretarea și acum comunicarea propriu-zisă. De aceea, zice Pavel, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, dragii mei. Vă dau acum un sfat așa pastoral, dacă vreți, din partea uneia care slujește. Când biserica este înflăcărată, în har, în bucurie, se roagă cu har, nu-i normal să oprești biserica cu o prorocie. Eu iubesc prorocia. Noi în adunare practicăm și iubim mult lucrarea Duhului Sfânt. Dar este o rânduială și o ordine, spune Apostolul Pavel. Când biserica e înflăcărată, în bucurie, se roagă, auzi unul, așa vorbește Domnul, și frații se sperie, se opresc în rugăciune.
tot harul ăla, toată conexia aia se duce. Pentru că vasul n-a fost atent. Duhul prorocului, supus prorocului, revelația a venit, decodificarea s-a întâmplat, prorocul acum așteaptă să redea drumul la lucrare. De aceea mă reîntorc, este o conlucrare a Duhului Sfânt cu vasul care dă drumul la lucrare. Asta nu înseamnă că vasul inventează prorocia, ci vasul sub inspirația Duhului Sfânt dă drumul la lucrare. Aici apare factorul uman de greșeală. Că în momentul comunicării, dacă omul nu a dormit bine, dacă e venit de pe drum, dacă e obosit, dacă e frământat, acești factori umani pot să încurce redarea, se poate bâlbui, se poate încurca într-o expresie. Și de aceea apar întrebările noastre, păi cum mă, Duhul Sfânt nu se încurcă? Normal că nu se încurcă Duhul Sfânt, dar prorocul prin care a vorbit Dumnezeu, e om încă exact ca și tine. Și de aceea se poate face o greșeală. Acum mă reîntorc să vă spun ceva. Calitatea unui proroc se observă prin capacitatea sa de a comunica strict ce-i dă Dumnezeu, nimic mai mult și nimic mai puțin. Aici apare calitatea prorocului. Și vă dau un exemplu practic, care îl observăm de multe ori și îl simțiți și dumneavoastră. Acum, dacă suntem oameni botezați cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este în noi, Duhul Sfânt vorbește, Duhul Sfânt ne călăuzește, vreau să vă întreb, când Duhul Sfânt vorbește pe un proroc, n-ar fi normal ca același Duh Sfânt din el să conecteze cu Duhul Sfânt din mine? Se facă o legătură între noi, ar fi normal. Se întâmplă că apare o prorocie. Poporule, ți-am ascultat jertfa, te rogi de atâta vreme, intervin în scurtă vreme, dau vindecarea celui bolnav care este în adunare și se va cunoaște ca o coborâtă în mijlocul tău. Dar eu sunt cu tine, eu te iubesc, eu te ajut, eu te apăr, eu dau biruință. Partea asta ultimă e adăugată în plus de proroc. Nu era în prorocie inițială, nu era în revelație. A fost adăugată ulterior. Se întâmplă că în prima parte simți că vorbește Domnul, clocotește inima în tine, măi, Dumnezeu la lucru, măriță, ne răspunde Dumnezeu, măriță fie Domnul. Și în a doua parte, parcă simți că ceva s-a blocat. Auzi vocea, auzi gălăgia, dar nu mai face conexia, ceva s-a pierdut. Acolo îți dai seama că prorocul a întrecut măsura mai departe. De aceea, calitatea unui proroc se observă în capacitatea sa de a rămâne ancorat în strict ce i-a dat Dumnezeu, nimic mai mult, nimic mai puțin. Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 7 și versetul 9, până la 9. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întorci la calea lui Cearia, răul acela va muri nelegiuirea lui. Dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri nelegiuirea lui, dar tu ți-ai mântui sufletul. Observați, Dumnezeu dă o revelație, prorocul o decodifică și o primit-o și acum reține elemente, nu dă drumul. Dumnezeu îl pune la socoteală pe proroc, pentru că aici ai oprit cuvântul Domnului. Redarea este fundamentală și trebuie să fie făcută cu foarte mare atenție. O mare temere a unora este că o prorocie mai scurtă n-ar putea fi de la Dumnezeu. Și de aceea se întâmplă uneori. Sigur, sunt momente când Dumnezeu are un mesaj de dat unui popor, mai complex. Dar vreau să vă spun, prorocii kilometrice sunt problematice. Fratele Costică Macoveciuc spunea, am avut nefericita neplăcere să ascult o prorocie de 50 de minute. 50 de minute. O stat biserica, o statică a unui proroc care n-aș suprească, zic amin. 50 de minute. Mă, dragii mei, în 50 de minute, multe paie pe lângă diamantele venite din cer. Deci aici e o mare problemă. Prorocia lui Agab, așa vor lega iudeii pe omul la cui este acest brâu, amin. Aia e prorocia. Atât a fost revelația. Dacă Dumnezeu are un mesaj mai complex, ne întoarcem în Vechiul Testament, au fost prorocii mai complexe, sigur, se poate. Dar revin, mesajul trebuie să fie clar, concret, la țintă și ușor de înțeles. Și în scurt, foarte scurt, doar închei, spunându-vă câteva atenție asupra prorociei. La acest capitol este foarte mult de vorbit. Putem vorbi despre proroc în sine, ca și calitatea spirituală. Despre prorocie, calitatea ei și cum o evaluăm, dragii mei. Mă rezum doar să vă spun acum foarte pe scurt, grijă la anumite aspecte din lucrarea profetică. 1. Grijă la viața când întrebi pe Domnul. De foarte multe ori sunt persoane care merg să întrebe pe Dumnezeu, au întrebări, dar ei personal n-au nimic de a face cu Dumnezeu.
poate spre îndrăzneți, dar vă spun că sunt persoane care vin la adunare că așa se cade, că e normal, că e clubul nostru social, că noi nu mergem nici la bar, nici la birt, nici la plajă, noi venim la biserică. Problema este, dragii mei, că atunci când noi venim la biserică, dacă nu ne conformăm standardul lui Dumnezeu, noi nu trăim în conformitate cu voia Domnului. Când un astfel de om merge să întrebe pe Domnul, să știți că Dumnezeu s-ar putea să nu-i răspundă sau să îngăduie să fie amăgit. Știți că se poate așa ceva? Observați Psalmul 18 cu versetul 25. Cu cel bun, tu te arăți bun. Cu omul neprihănit, te arăți neprihănit. Cu cel curat, te porți curat. Și cu cel stricat, te porți după stricăciunea lui. Dragii mei, nu vă permiteți să întrebați pe Dumnezeu dacă viața dumneavoastră nu coincide cu standardul neprihănirii și sfințirii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un bancomat că atunci când ai nevoie, bagi butoanele și ți se bani afară. Hai, dă-mi repede că te plec la plajă mai departe. Dumnezeu vrea să fim sfinți în toată purtarea noastră. Doamne, ajută la aceasta, dragii mei. Atunci, da, du-te și întreabă pe Dumnezeu și Dumnezeu îți vorbește. S-ar putea că n-ai primit răspuns clar sau n-ai primit răspuns sau ai fost încurcat din cauza că tu încă ai probleme care nu le-ai rezolvat. Aici poate fi o problemă. 2. Grijă să nu faci din prorocie o cârjă. În special în contextul nostru pentecostal, ne-am obișnuit cu prorociile și vrem prorocii. Și scâte unul care sună toată ziua din proroc în proroc să-i vorbească Domnul. Da, o să mă fac bine, da, o să fie bine, da, ce o să vină, da, ce-o fi cu copiii mei, dragul meu. Ne-a lăsat Dumnezeu Sfântul Cuvânt pentru viața noastră. Și avem aici promisiuni pentru toate domeniile vieții noastre. Matei 28, ultimele versete, sunt o promisiune deosebită. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Păi Dumnezeu ne-a promis că e cu noi. Măriți să fie numele Domnului. Psalmul 56 cu versetul 3. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Domnul. Dumnezeu e cu mine. Dumnezeu îmi dă biruință. Dumnezeu mă ajută. Măriți să fie Domnul. Nu faceți din prorocie o cârjă. Când o problemă, gata la prorocie. Dragii mei, aici vine finețea lucrarea Duhului Sfânt să ne învețe, căci uncerea pe care vă dă Dumnezeu vă va învăța toate lucrurile. S-ar putea că nu mai înțelegem ce se întâmplă pentru că noi nu mai avem părtășie noi personal cu Duhul Sfânt. Și atunci când ceva, fuga la proroc. E necesar să fim oameni echilibrați. Grijă să nu întrebi pe Domnul în ceea ce știi că nu ai voie. Dacă în Biblie scrie că n-ai voie, n-ai voie. Dumnezeu nu se joacă cu cuvântul Său. La noi, la români, există PCR, pile, conexii și relații. Dacă e o problemă, cumva o rezolvăm. Mă, știu că nu-i bine, dar acum nu este o pârghie acolo pe undeva să intru și eu. Unul spunea, auzi, când o să ajung în rai, eu nu-s pocăit. Da? Găsim noi acolo un gard mai rupt pe care să intrăm și noi. Așa e românul. Ne place să fim descurcăreți. Noi nu suntem vicleni, noi suntem descurcăreți. Asta e o calitate înaltă pentru român, dragii mei. Biblic nu-i voie așa ceva. Ei, ne întoarcem înapoi. Câte unul gândește că dacă cumva împinge limita, poate Dumnezeu îi dă și lui ceva mai mult. Că de altfel, păi eu sunt robul Domnului, eu sunt copilul lui Dumnezeu și pentru mine Domnul face excepții. Fals! Dumnezeu nu face excepții la sfințenie, dragii mei, pentru nimeni. Dacă te-ai căsătorit, căsătoria ai pe viață, cât trăiești, rămâi în legământ. N-ai voie să rupi legământul. Nu contează ce ți-au zis americanii, ce ți-au zis japonezii. Contează că în cuvânt scrie, eu Dumnezeu urăsc despărțirea în căsătorie. Legământul e pe viață, dragii mei. Roman, capitolul 7, spune, bărbatul, femeia este legată de legea bărbatului ei câtă vreme? Trăiește el. Nu câtă vreme are certificat de căsătorie. Că te divorțează oamenii când vrei tu. Dar Dumnezeu te ține legat în legământ. Nu căuta o prorocie ca să justifici fratele păstor. Frate, dar mi-a prorocit fratele cu tare, sora cu tare, că pot să divorțez. Că-i de la Domnul. Că are Dumnezeu un plan mai mare cu mine. Fals. Când Dumnezeu scrie în cuvânt ceva, asta nu se schimbă, dragii mei. Nici o prorocie nu poate întrece peste Sfântul Cuvânt. Nu puneți înaintea Domnului, nu ispitiți pe Dumnezeu lucruri care le aveți negru pe alb în Cuvântul lui Dumnezeu. O tânără sună odată, sau era într-o discuție, spune, am o cauză, dar foarte frământată. În urma rugăciunii, vasul spune, n-am primit nimic la Dumnezeu. La care tânăra spune, dar de ce nu vorbește Domnul, că am nevoie de o călăuzire? Bă, dacă nu vorbi Domnul, acum discutăm altfel. Care e problema? Păi vreau să mă căsătoresc și băiatul nu-i pocăit. Păi dar cum ai îndrăznit să pui în fața lui Dumnezeu?
Că după Biblie n-ai voie să faci așa ceva. Poți să vii cu 50 de prorocii, tot nu vei fi căsătorită, pentru că n-ai voie așa ceva. Dragii mei, nu ispitiți pe Dumnezeu. Grijă cu privire la prorociile care sunt pentru căsătorie. S-au făcut mari, mari, mari greșeli și multe traume în privința aceasta, dragii mei. Ce înseamnă o prorocie, dacă vreți, în privința căsătoriei? Noi avem așa o subcultură a noastră pentecostală care spune că nu te poți căsători până ai și o prorocie care îți confirmă. Adică noi vrem să abdicăm de la responsabilitatea noastră de decizie și să spunem, Domnul mi-a zis. Și atunci când dau de bai marital, zic, ei, vina Domnului, că El mi-a dat-o. Dacă Dumnezeu ne dea alta, o luam pe alta, dar pasă mi-a dat-o. Și încă mi-a spus să o iau. Dragul meu, Dumnezeu ți-a dat drept de alegere. Și condiția fundamentală biblică este că te poți căsători cu oricine vrei tu în lumea asta, dar să fie în Domnul, dragii mei. Asta e limita fundamentală. Mai apoi sunt câteva principii care ne ajută. E normal și eu zic că e bine să fie din cultura ta, din biserica în care ești, poate mai ajută, te ajută mai mult, că știi mai bine familia. Asta alte principii, dragii mei, care ne ajută. Dar fundamentalul este că trebuie să fie în Domnul. Peste asta nu treci. Încolo ai drept de decizie. Dumnezeu nu-ți violează dreptul tău de alegere. Dumnezeu te poate călăuzi, dar aici trebuie să înțelegem ce înseamnă aceasta. Pentru că nu orice combinație maritală va duce la o viață de flori și bucurie. Oricum, viața maritală nu e flori și bucurie. E cu greutăți, cu dificultăți și fiecare ne facem o căsnicie frumoasă câtă vreme rămânem în parametrii Sfintelor Scripturii. Dar orice căsătorie bună necesită multă muncă. Hard work and determination. Ca să e o căsnicie bună. Ei, acum, când vorbim despre o prorocie cu privire la căsătorie, ce facem noi de fapt? Noi vrem o călăuzire din partea lui Dumnezeu ca să știm dacă suntem pe o traiectorie bună în anumite aspecte în care noi nu le putem vedea acum. Vă dau un exemplu. Fratele Mitic Franciuc ne povestea că ani foarte mulți în urmă la o rugăciune, în dreptul unei tinere este o lucrare. Ai mare grijă. În fața ta este amarul, apoi va veni pelinul și în urmă va veni mierea. Dacă nu vei fi atentă, te vei încurca, fii cu foarte mare atenție. Și erau câteva alte detalii pentru această fată. Ea deja vorbea cu un băiat. Și ea, când ne-au de lucrare, o sirică arsă, supărată. Cum? Nu, nu-i de la Domnul prorocia. Eu cu asta mă căsătoresc. Asta a vorbit Domnul. Când merge să semneze actele cu acest băiat, ea întârzie un picuț și când ajunge acolo, îl vede pe el ieșind de la un cinematograf cu o altă fată, o sărută și vine la ea. El nu a văzut-o pe ea. Când vine la ea, se supără. Ce se întâmplă aici? El zbiarle acolo în public, în stradă. Nu-ți rușine, tu mă întrebi pe mine, așa ce-o treci la semnat actele. Și-o dat seama că aici e problemă. Domnul a spus că să ia marul. Apoi va veni pelinul. Și de-abia apoi vine mierea. La scurt timp, vine alt băiat de care ea se îndrăgostește. Îi place foarte mult de el. Și mai treci un pic de timp și apare un al treilea. Ea nu respectă regula prorociei și merge după ăsta care i-a plăcut mai mult. Primul care venise la rând, să ia cu el și a fost bine o perioadă scurtă de timp, după care a început să o abuze, să o bată, să o chinuie foarte greu și a dus o viață de amar. Pentru că Dumnezeu i-a dat o științare care n-a ascultat-o. Acum mă întreb, trebuie ea să rămână în legământul care l-a făcut? Trebuie? Trebuie. N-are voie să iasă. Orice s-ar întâmpla, n-are voie să iasă. Rămâne în legământul ăla. Va fi viața frumoasă? Va fi cum din nefericire este. În schimb, dragii mei, dacă asculta de călăuzire, putea să fie mult mai bine. Aici apare aspectul călăuzirii și aici sunt multe de discutat, mă rezum doar la atât. Și închei prin a vă spune, grijă foarte mare la revelația și finețea revelației lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul vrea să ne vorbească, să ne călăuzească, dar Domnul nu face risipă de prorocie și de cuvinte divine. Când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește. Dar noi să nu credem că Dumnezeu aruncă așa lucrări numai ca venit noi. Pentru proroci un sfat practic. Nu orice lacrimă necesită prorocie. Nu orice țipăt necesită o lucrare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face risipă de cuvânt, dragii mei. Saul era într-o crâncenă situație și ne spune Biblia că Dumnezeu nu i-a vorbit nici prin proroci, nici prin vise, nici prin Urim și Tumim. Dumnezeu nu i-a vorbit. Și dacă Dumnezeu vorbește, nici noi nu vorbim că nu-i voie, dragii mei. Mare grijă la cuvântul lui Dumnezeu. În schimb, când Dumnezeu vorbește, să punem bine la inimă. Psalmul 62 cu 11.
odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit eu că puterea este a lui Dumnezeu, dragii mei. Păi la noi trebuie să ne vorbească Dumnezeu de 50 de ori ca să auzim jumătate de dată că trebuie să ne pocăim. Dragii mei, dacă a vorbit Dumnezeu, să ne pocăim din toată inima. Dacă a vorbit Dumnezeu, să punem la inimă cuvântul Domnului și să rămânem încredințați în ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu nu face risipă de cuvânt din partea sa. Fratele Codreanu de la Timișoara era foarte necăjit într-o zi din cauza că în biserica lui foarte, foarte multe prorocii care, din nefericire, clar nu erau din partea lui Dumnezeu. Se prorocea în continuu și la un moment dat se roagă el într-o seară foarte întristat: Doamne, dar oprește de croncănitul ăsta de broașe din biserică. Dar toată ziua numai... Și era clar că nu vorbea Dumnezeu, numai chinuia biserica. Oprește tu, Doamne, lucrul ăsta. A doua zi la biserică, printr-un vas a Domnului, vorbește Dumnezeu: Bărbatule, pentru că mi-ai cerut, niciun croncănit nu se mai auzi din ziua aceasta. Zicea el, din ziua aceea parcă au muțit toți. Dumnezeu a intervenit și a ascultat rugăciunea. Dumnezeu nu face risipă de cuvânt. De aceea, nu totdeauna sunt prorocii. Noi idealizăm ideea că în continuu să fie numai prorocii, numai descoperiri. Dar, dragii mei, ne bucurăm când sunt. Dar astea vin când vrea Dumnezeu, că El e autorul, mărit să-i fie numele. Noi suntem chemați să respectăm cuvântul Domnului, să rămânem în El și să ne ghidăm viața după ce ne învață Dumnezeu. Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți prorociile. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Amin.